Cristiana a vorbit în această seară cu Valentina și cu Andrada și le povestea de faptul că toată viața lui a fost cu un scut și nu i-a plăcut să își arate vulnerabilitatea. Era considerat de către ceilalți arogant, poate superior, dar acesta era motivul că nu voia să arate că este sensibil, că este vulnerabil și că este greu să lase acest scut, să lase garda jos. Iar Valentina era de părere că totuși e bine să fii și așa. În schimb, Andrada spunea că e bine în unele situații, dar e bine și să te arăți așa cum ești tu. Poate încet, încet, Cristian, dacă va sta mai mult în competiție, se va lăsa descoperit, iar în cazul în care va avea o parteneră alături, cu siguranță se va descoperi și el pe sine, așa cum a și spus, că una, unul dintre motivele pentru care a venit este să se și descopere așa cum e.